Dacă doriți, deschideți cu mine Biblia, dacă nu, cel puțin fiți atenți. 2 Corinteni, capitolul 8. Aici apare un titlu care vreau să nu ne deranjeze în ceea ce am pe inimă să vă spun. Nu de dărnicie vreau să vorbim. Pentru că vreau să observați, scrie aici în versetul 7 că mai întâi era credința care dorea să le fie mai bună, cuvântul, cunoștința, râvna, dragostea și la urmă, zice, să sporiți și în această binefacere. Noi excludem, dar nu o trecem pe primul loc. Aici apostolul vorbește despre filipeni, cei din Macedonia, și respectiv despre corinteni, căror le adresează această epistolă. Cele două biserici înființate de Apostolul Pavel, prima, cea din Filip, cea din tâi din Europa, și cea din Corint, o biserică unde a lucrat mai mult. Însă, între cele două biserici, de fapt, între cele două feluri de credincioși, se observă diferențe mari. Iată ce vă citesc mai întâi despre corinteni. 2 Corinteni, capitolul 2, o biserică la care Pavel ar fi putut să meargă, dar încă nu s-a dus. Era vorba de misiuni ulterioare. Și asta datorită tristeții. Versetul 2. Am hotărât, dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare, căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie, cum ar fi fost normal și de dorit, dacă nu de la cel întristat de mine. Și v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie. Versetul 4. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi. Iată în ce stare l-a dus credincioșii ăștia pe apostol. Eu vă întreb, dumneavoastră faceți bucurie slujitorilor? Scrie în Evrei 13:17 că dacă nu poți să slujească cu bucurie, toată slujirea lor nu-i de niciun folos. Rețineți. Și Pavel la un moment dat în 1 Corinteni scrie că dacă lipsește dragostea, bucuria, orice ar face cu daruri, cu slujbe, nu valorează nimic. Tot 2 Corinteni, capitolul 12, citesc versetul 20 și 21, fiindcă mă tem, vedeți ce emoții avea cu privire la ei apostolul, la corinteni, ca la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Mă tem ca la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce nu s-au pocăit. De departe a scris plângând și nu s-a dus de teamă să nu plângă și acolo. Acum vă rog să observați diferența, vă citesc din epistola scrisă către filipeni. Filipeni, capitolul 1, versetul 4. Și rețineți, când a scris prima epistolă, nu era în închisoare. A doua a scris-o din temniță. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie. Întoarcem la capitolul 2, versetul 18. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Capitolul 3, versetul 1, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. 4:1, de aceea preiubiți și mult doriți mei frați. Ăștia ar fi dorit să meargă, chiar le scriu la un moment dat că așteaptă, am încredere că voi veni curând la voi, 2:24. Continui din 4:1, bucuria și cununa mea. 4:4, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Cu alte cuvinte, bucurați-vă că și mie mi-ați făcut bucurie. Numai eu bănuiesc că biserica asta nu-i toată de corinteni, nici toată de filipeni. Dar fiecare trebuie să întrebe pe sine, el ce-i? Unul care provoacă bucurie părinților spirituali sau unul care aduce mâhnire și întristare? Aș vrea să rugăm pe Domnul să ne putem cerceta în această seară. Și nu vă luați după prima senzație, că inima vă poate înșela. Spunea profetul Ieremia în cartea sa, citesc din capitolul 17, și vreau să ne gândim la aceasta.
Versetul 9, inima este nespus de înșelătoare. Și pe acest fond cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunt, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui. Doamne, cercetează-ne! Amin. Vă amintiți cum se roga și David, Psalmul 139, versetul 23-24? Doamne, încearcă-mă, cunoaște-mi gândul, inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Când stai cu sinceritate înaintea Cuvântului Sfânt, vei ajunge să afli lucruri care nu ți-ai dat seama de ele și să găsești de fapt unde-i vina, problema. În general avem de-a face cu un creștinism slab. Sau nu e așa? Dar găsim unde se ascunde dușmanul? Ne dăm seama care este cauza? Se spune că într-o adunare slujitorii au întrebat, e drept că biserica noastră a scăzut spiritual? Și a spus, da. Să știți, am cercetat, zice el, și am găsit vinovat. Și oamenii s-au gândit, cine o fi? Și se spune că a pus un sicriu în holul bisericii cu oglindă și a spus, fiecare să treacă să vadă vinovatul, că e deja în sicriu. Și mă da seama ce vedeau ei când treceau pe acolo. Fiecare se vedea pe sine. Ați vrea să ne suspectăm? Fratele Sucal avea vorba aceasta, spunea că Biblia, potrivit Iacob 1, este o oglindă. Și zicea el așa, popular în stilul lui, dar ce e oglinda? O bucată de sticlă vopsită pe spate, nu? Numai că vopsea aia se numește pocăință. Și când se duce vopseaua aia, în loc să mai te vezi pe tine, vezi pe altul. Uite, ăsta nu-i pocăit, sora aia nu-i pocăit, e drept. Dar ce cu ei vrei să începi? Începe cu tine. Poți să-l sfătuiești și pe altul, dar e cam greu să trimiți pe altul la rai. E mult mai ușor să te silești tu, să dai năvală și să îi ajuți pe alții să vină după tine. În ideea aceasta vreau să ne cercetăm, mă întorc din nou la 2 Corinteni, capitolul 8, și vreau să vă arăt câteva aspecte. Eu n-am venit la Logos să vă mustru în seara asta. Vreau numai să vă ajut să vă faceți proba, să vă puteți cerceta. Ce suntem, corinteni sau filipeni? 8:1, fraților, voi să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Necazuri, probleme, dar au avut o bucurie peste măsură de mare. Măcar că sărăcia a fost luce și drept urmare a fost un belșug de dărnicie. Și apostolul analizează starea spirituală dincolo de dărnicie. Știți că și Domnul când a văzut pe văduvă, când a dat și pe bogați, n-a analizat starea cu notă contabilă. A zis, ce e în inima lor? Versetul 5. Și-au făcut aceasta, nu numai cum nădăjduiam noi, și acum atenție, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Filipenii aparțineau Domnului, cu lepădare de sine. Se considerau că ei aparțin Domnului. Și asta dă un alt mod de gândire și un alt mod de viață. Și mai mult. Și apoi ni s-au dat nouă, și nu oricum, să fie la îndemâna oricui ca să îi poarte așa, dintr-o parte sau alta, sau să poruncească alții peste ei în mod arbitrar. Prin voia lui Dumnezeu. Știți că împlinirea legii înseamnă să iubești pe Dumnezeu cu toată puterea și ei se dăduseră Domnului și pe aproapele tău. Și spune, ni s-au dat nouă. Și au fost în stare să facă pentru noi lucruri peste puterea lor. Cum se poate în pocăință să faci lucruri peste puterea ta? Da, după ce te-a dat Domnului, pentru că în tine lucrează Duhul lui Dumnezeu. Și nu mai ești tu doar ca om cu limitele tale. Ești un om care de fapt ai devenit o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Asta pentru filipeni, frumos despre ei.
Ascultați cum îi provoacă pe corinteni că ăștia erau și dificili. De-aia a întârziat să meargă la ei. Versetul 4. După cum sporiți în toate lucrurile, deși nu era chiar așa, rezultă asta din epistolele cele două, vă îndemn să sporiți. Și acum versetul 8, atenție. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă. N-am spus și eu, nu vă dau porunci la Lugoș, dau porunci la Betelara. Ci vreau doar să pun la încercare curăția dragostei voastre. Doar să vă ajut să vă testați. Versetul 10. În această privință vă dau un sfat. Ce voi spune are titlul de sfat. Nu mai știți ce fel de sfat. Ca acela din Roman 12 cu 1. Ascultați-mă ce vă citesc. Vă îndemn, dar fraților, nu vă poruncesc. Frații care sunt în slujbă peste dumneavoastră au autoritate să poruncească. Vă îndemn, dar fraților, a scris Pavel către cei din Roma, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și știți la ce îi spunea Pavel îndurare? Capitolul 11, versetul 32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Și asta înseamnă mântuire. Vă îndemn, fraților, pentru mântuirea lui Dumnezeu. Și când te gândești la mântuire, e o motivație mare. Foarte mare. Personal, cred că starea mediocră, să nu o numesc altfel, a creștinătății din vremea noastră e dată de câteva motive pe care am pe inimă să vi le expun. 1. Standarde spirituale scăzute. Și vă propun standarde spirituale înalte. Dacă nu ne propunem să trăim într-un mod mai sfânt, nu vom avea rezultate. Dacă la școală un copil e mulțumit doar să treacă clasa, nu o să-l vezi că face exerciții suplimentare și nici mulți de 10 nu o să aducă. Nu-și propune altceva. Dar dacă este unul care își dorește să fie premiant, el va avea motive să se silească. Dacă o primi top și se oferă șansa de mărire de notă, merge în ultima oră și vrea să răspundă. Altul cu 8 nu mai vine la școală, ci și dacă îmi dă 4, tot îmi iese 5. Că nu și-a propus să înveți. Standarde spirituale înalte. Asta e bine luate cu adunarea. Text 2 Cronici 15. Versetul 12. Au făcut legământ. Asta înseamnă cel mai înaltă formă de angajament sfânt. Legământ. Mai sus nu există așa ceva. Să caute pe Dumnezeu părinților lor și ascultați cum, cât de înalt a fost standardul acesta. Din toată inima, din tot sufletul. Versetul 14. Au jurat credință Domnului. Din nou dovedește un angajament profund. Au jurat. Acum nu trebuie să juri. Dar legământ trebuie să faci. De fel l-ai făcut, numai că poate nu ți-ai fixat un standard înalt. Cu glas tare, ceea ce înseamnă o decizie puternică. O voce hotărâtă. Cu strigăte de bucurie și cu sunet trâmbițe și cu buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor. Și acum îmi place ce scrie aici, fiți atenți. Căutaseră pe Domnul de bună voia lor. Ce frumos ar fi nu doar conducerea să propună. Și din adunare să se ridice voci și să spună noi toți suntem de acord. Și Domnul căutaseră de bună voia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat o dihnă de jur împrejur. Nu știu dacă se impune vreun angajament cu adunarea, dar bun ar fi. Pe mine m-a sunat o soră plecată de la noi, a plecat când era fată, undeva în Europa și mi-a spus, frate, am sunat să-mi cer iertare la dumneavoastră. Nu mi-amintesc despre ce e vorba. Știți, eu până am fost fată la biserică, n-am fost chiar așa cu minte, nu făcuse ea mari prostii, dar și nu au făcut-o în altă parte, eu crezut că acolo e ceva mai liber.
Și zice, a fost un frate aici pe la noi și am luat hotărâre cu toată adunarea, nu suntem o adunare mare, unde e adunarea mare e mai greu. Să ne apropiem de Domnul cu toată inima, să dăm afară lucrurile idolatre, să ne schimbăm așa ca fiii lui Iacov, familia când s-a suit la Betel, să renunțăm la podoabe, să umblăm îmbrăcați evlavioși, să luăm zile de post. Și am avut adunarea generală și s-a votat în adunarea generală. Nu-mi venea să cred. Cum poate încă în vremea noastră o adunare să hotărască să aibă niște standarde mai înalte? Da, atunci s-a putut o țară întreagă, dar nu poate o adunare? Ba da. Și zicea ea, și în angajamentele astea să ne apropiem de Dumnezeu, mi-a amintit că totuși eu v-am necăjit, că știu cândva mi-a spus și nu v-am ascultat. Domnul să cerceze poporul. Și să vină propuneri sfinte și dacă sunt mai multe, să-și găsească răsunetul necesar ca toată adunarea să se apropie de Domnul. Se poate. Să nu ne scuzăm, să spunem, frate, la noi așa este. Dar ce, noi nu ne putem schimba în bine? Nu putem să luăm angajament să nu mai facem anumite greșeli, să ne purtăm altfel? Nu putem lua o hotărâre cu adunarea, de exemplu, să sprijinim lucrarea de misiune, să ne implicăm în evangelizare, să postim în plus pentru lucrarea aceasta? Se poate! Să ne luptăm până când toți vor fi botezați cu Duhul Sfânt? Să ne dăruim în așa fel încât să fie cât mai puțin care nu iau cina Domnului, să cercetăm angajamente, de exemplu, anul acesta, tot să citească Biblia. Am avut la noi la Betel un îndemn și afișăm pe proiector în fiecare zi unde suntem cu cititul. Toată lumea se țină de cititul Bibliei. Și ne dăm seama că numai dacă am spus la început, mulți uită, dar afișăm în fiecare duminică. Și unii au spus, frate, știi că angajamentul ăsta așa ne-a ajutat. Acum n-au trecut decât puține zile din an. Dar dacă ne vom ținea, asta ne va face bine. Domnul să vă binecuvânteze adunarea cu angajamente sfinte. Amen. Doi, standarde spirituale înalte în familie. Psalmul 101. Asta bine ar fi să plece de la bărbat, dar nu-i greșit dacă femeia vine cu propuneri înțelepte. Versetul 2, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită, voi umbla cu inima fără prihană în mijlocul casei mele și angajamente la nivel de familie. Nu voi pune nimic rău înainte ochilor mei. La mine în casă, am vorbit cu tinerii, nici o imagine murdară la mine în casă, nu-i pentru filme. Continuă. Versetul 5. Pe cel ce clevetește neascuns pe aproapele său, îl voi nimici. La mine acasă nu-i loc de povești. Pe cel cu priviri trufa și cu inima îngânfată nu-l voi suferi. În schimb, voi avea ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară să locuiască lângă mine. Îi poftesc în casă, mă voi împrieteni cu ei. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Cel ce se dedă la înșelăciune nu va locui în casa mea. Corectitudine. La nivel de casă. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Și asta, zice el, o voi face în fiecare dimineață. Dacă vreți să fii altfel, să fiți filipeni din aceia care provocați bucurie și pe care în final vă va aștepta bucuria stăpânului, atunci, stimați bărbați, luați angajamente cu soțiile dumneavoastră, ceva de genul, eu nu mai mă cert cu nevasta niciodată. Nu mai vorbim pe alții de rău. La noi în casă se va posti măcar cât la farisei. La noi în casă va fi rugăciune, cântare. Poate fi nivelul casei tale ridicat puțin? Așa e că se poate. Numai să vrei, că la tine acasă tu faci regulile. Dar dacă nu pui problema așa, atunci, dacă n-ai angajamente, dacă nu ți-ai pus angajament să te rogi de două, de trei ori pe zi,
În urmă, seara, te curgi liniștit. Dar dacă ți-ai fixat standard, băi, noi am spus că citim, noi am spus că ne rugăm și uite, azi n-am făcut-o. Că nici fără mâncare nu te lași și nu uiți să te culci flământ. Și dacă-i fric, simți nevoia să faci focul. Și la servici știi să te duci, știi când ai liberă și când n-ai liberă și trebuie să te duci, așa-i? Și la școală de asemenea. Dar în cele spirituale n-ar trebui să ne fixăm standarde mai înalt? Uneori sunt standarde numai la adunare și toate vin îmbrăcate cuvincios și acasă? Nu standarde. Apoi frate, acasă să fiu mai comodă. Apoi frate, acasă, da, la adunare pacea Domnului și acasă, băi, hai. Nu standarde. Nu mai strig, la noi acasă nu se vorbește tare. Am pus și noi asemenea inscripții și ne mai uităm la ea, să o putem și respecta. Hristos este capul acestei case. Oaspetele nevăzut la fiecare casă, ascultătorul tăcut al fiecărei discuții. Alții au versetul din Iosua. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Știți ce ar trebui pus de sub? Orarul de slujbă. Atunci spui că slujești și orar n-ai. Fixează-ți standard care să fie respectat și pe care să respecte și străinii. Dacă vine o vecină la tine, spui, auzi, nu te supăra, Doamnă, noi la ora asta obișnuim să ne rugăm. Și va învăța și ea. Nu mă duc la vecină acum, sau va zice, mă duc că nu spui eu că sunt pocăit, dar îmi place și mie când se roagă. Medicii ne vor învăța orar la masă, orar la muncă, la somn. Dar Biblia ne învață mai întâi orar în cele sfinte. Și asta la nivel de familie. Amin? Noi am fixat în urmă cu câțiva ani să ne rugăm lunea și sâmbătă, că sunt singurele zile în care suntem acasă și nu suntem la adunare. Am observat că unii au respectat și încă respectă, alții nu și-au fixat asta. Apoi, frate, ne rugăm când putem. Dacă nu faci orar, nu te ții. Dacă nu-ți propui, nici nu vor fi mari rezultate. 3. Standarde înalte la nivel de individ. Am vorbit adineaori cu tineri și vreau să le mai citesc un verset valabil și pentru noi. Cel ce a spus asta a fost un bărbat căsătorit, Iov 31:1. Făcusem un legământ cu ochii mei, că nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Ce înseamnă legământ? Un standard înalt înseamnă ceva foarte solemn. Dar dacă n-ai un asemenea legământ, păi frate, eu mi-am fixat, cum zicea la noi un frate, când altul încerca să spună de altul, auzi, te rog să nu spui că eu am făcut legământ, că nu ascult clevetiri. Nu mă fă să încalc jurământul. A zis, n-am mai știut cum să scap de ei. Aveam atelier și veneau oamenii să repare acolo. Și unul vorbea de una, una de alta. Auzi, vă rog, scutiți-mi urechile. Am făcut jurământ. Nu jurământ, legământ, că e mai biblic. Angajează-te, dacă ești fată, de exemplu, fixează-ți standard, că nu vei discuta și nu te vei întâlni cu un băiat nepocăit. Am întâlnit un caz în care o fată a căzut victimă și a spus, frate, m-a sunat de 20 de ori și până la urmă m-am dus să-i explic. Cui? La satana, a mers să-i explice. Dar diavolul te aștepta cu explicații, că poate îl lămurești. Nu, el te aștepta cu lațul. Și a prins-o. Pentru că nu au standarde înalte. De exemplu, ea, solemn angajamentul, nu mă voi uita la niciun film. Că e într-un mijloc de transport, că e nu știu unde, îmi întorc capul. Dar dacă n-ai standarde înalte, apoi mă uit să văd și dacă e ceva chiar imoral, atunci nu mai mă uit. Nu, ăsta nu-i standard. A fost o tânără care a fost ochită de un prieten, fiul unui patron, a venit la adunare și a dus-o la un local să servească și până la urmă a convins-o să ia o pahar de bere fără alcool. Și l-a zis, am crezut că pocăiții nu-și permit ca noi, dar eu întreb, când
a trecut ea pragul când a comandat berea sau când s-a dus cu el? Dar întrebarea continuă la dumneavoastră, unde e pragul? Dacă îți pui un standard înalt ca bărbat, nu mă uit. Vreau fi femei care te provoacă. Dar nu-mi permit. Dar dacă n-ai standarde înalte, te joci cu păcatul. Și asta în toate privințele e bine. Doamne, ajută-ne! Era vremea comunistă, se făcea încă armată. Uit un tânăr pocăit acasă în permisie și a zis, eu am venit acasă cu un leu. A zis, măi, de ce așa s-o ieftinit? A zis, nu, trenul a fost atâta, dar eu lucrez magazioner. Și pentru a doua sau a treia oară i-am dat un leu la maestru înapoi, că îl tot punea acolo pe raf să vadă leu cu un leu, atunci cumpăream pacă de biscuiți. Și a zis, uite, cineva a lăsat aici un leu. Și l-au zis, oh, câți magazioneri am schimbat eu, tot la câte un leu. Că n-aveam încredere în ei, îl puneau deoparte. Da? Există, pare mi se, în cartea aceea un stup de albinuții harnice despre un farmacist care chema băieții să lucreze și punea să facă ordine acolo într-o magazie ceva și să așeze ceva hor șuruburi, ceva șuruburi, cuie, ceva și acolo era o monedă ascunsă și când dădeau de monedă plecau, spuneau nu mai lucrez și unul a găsit monedă, au pus-o bine, i-a făcut plata. Și apoi iarăși, până la urmă, l-a angajat și a devenit el în timp proprietarul farmaciei. Pentru că și-a fixat un standard înalt. A fost întrebat cineva odată când s-a angajat, auzi, în ce condiții minți? Și a zis, depinde. Atunci, du-te întreabă-ți. Și altul m-a zis, dar eu, dacă patronul îmi zice, mint, dar dacă nu mint. Și un altul spune, dar eu nu mint. Dar de ce? Dar nu mint. Și asta e altceva. Un legământ să nu minți. Doamne, ajută-ne! Obligați-vă dumneavoastră la astfel de lucruri. Că dacă nu vă obligați, atunci nici nu aveți pentru ce să vă luptați. Domnul să vă dea pricepere sfântă. Lângă aceste standarde spirituale înalte, de a nu râde la glume ușoare, de a nu lua nimic din ce este altuia, și așa mai departe. De a nu privi unde nu-i de privit, de a nu purta o discuție vinovată. Și atunci să vezi cât te găsești în viața ta. Când îți fixezi asta, pentru că nu trece ziua și habar n-ai. Nici nu știi că unde ai greșit, că unde s-a pierdut valorile spirituale, pe unde s-a scurs puterea din tine. În al doilea rând, este necesar să ne silim și să fim statornici. Foarte important. A doua Petru, capitolul 1. Spune Scriptura prin Apostol și aici, iarăși avem de-a face cu credincioși care funcționează așa după vreme. Dacă le vine să se roage, se roagă, dacă nu, nu. Dacă li se pare că e un gând interesant să citească, citesc, dacă nu, lasă. Dacă simte entuziasm, se duc la adunare, dacă nu, nu se duc. În primul rând, nu o fac pentru că nu au standard înalt. Al doilea rând, pentru că nu sunt statornici. 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate, hai spune drept, când n-ai venit la adunare, n-ai venit că ți-ai dat toate silințele, dar n-ai ajuns? Dacă toate silințele ți le-ai dat și n-ai ajuns, nu-i păcat. Dar dacă numai te-ai gândit și ai stat în cumpăn, apoi, las că ne rugăm și acii, atunci să știi că nu ești serios cu Dumnezeu. Să uniți cu credința voastră fapta, silință în executarea principiilor a ceea ce știi din punct de vedere teoretic. Și apoi, înfrânare, ți-ai dat toate silințele să te înfrânezi. Răbdare, cum? Chiar ți-ai dat toate silințele și n-ai mai putut să taci? Spunea un bărbat, frate, nu mai pot să tac, femeia mea atâta vorbește. Și chiar, sigur, nu mai rezistai.
Nu cred asta. Și știți cum se poate proba? Numai atât ar fi trebuit atunci să vină un musafir. Așa e că te mai puteai răbda până pleca, nu? Dar dacă nu venea un musafir, nu te mai puteai răbda, trebuia să le dai înapoi. Dar dacă venea un înger, atunci te răbdai de tot, nu? Că te apucau fiorii. Nu e adevărat că nu mai putem. Nu? Să vă dau un alt exemplu. Unii eu spunem, nu mai pot de fric. Dar dacă n-ai avea o să te încălzi, așa e că mai putea. Nu mori atunci. Sau este câte unul spune, frate, nu mai pot de set. Dar dacă n-ai avea apă, ce ai face? Chiar n-ai mai putea, ai muri? Nu se moare așa ușor. Până mori, mai durează. Numai că nu ne dăm toate silințele. Și imediat abandonăm, renunțăm. Și rămânem fără fapte, fără evlavie, fără dragoste. Și scrie în continuare versetul 8, că dacă veți din belșug aceste lucruri, nu vă lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. De unde atâta lene, de unde lipsă de roadă? Că nu ne silim. Frate, m-am apucat să citesc în Biblie și așa somnul a venit pe mine. Și dimineața când vine somnul, tot așa faci, te culci, așa, nu mai mergi la lucru. Te știi silit să te scoli, să mergi la treabă, dar când e vorba citit în Biblie, nu, atunci nu te poți silit să te speli pe față, să-ți termini porția de citit. De ce? Nu depunem tot efortul, ăsta e adevărul. Și nu-ți roade, și în grădină, dacă nu muncești, o să fie ceva roșii, nu? Dar așa, cât nucile, în loc să fie roșii cu adevărat, când te aștepta să-i placă la cine le pui pe masă. Scrie în continuare aici, versetul 8, de aceea, fraților, căutați să vă întăriți acestea, ca să n-anulnecați în chipul acesta, cu silință maximă. Va da din belșug intrare în împărăție. De ce vreți să ne lăsăm pe minim, să avem emoții în așteptarea venirii Domnului Hristos? Poate că ne mântuiește, poate că se îndură de noi. Că inima te osândește dacă există această lipsă de silință. Iată ce scrie Apostolul Pavel la rândul lui 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă la locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Toți se luptă la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrânări, efort. Versetul 26, eu deci alerg, nu ca și cum naști încotro, mă lupt, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Așa facem și noi? Sau gura e slobodă, ochii, așa ca Solomon, îi lăsăm să umble în toate părțile. Aspru, silință. Amin? Dar cine să ne urmărească? Dacă nu ne urmărim noi, e drept și scrie și să veghem unii asupra altora. Pentru că altfel nu vor fi rezultate. Pavel îi spune lui Timotei, auzi, uite-te la soldați, uite-te la plugar, dă din nou exemplu pe cei ce aleargă. Depun efort, pentru că numai așa se poate. Și vor fi rezultate. La școală sunt unii copii foarte inteligenți și care n-ajung la mari rezultate și alții mai slăbuți la memorie, trudesc și întrec pe ceilalți. De ce? Pentru că s-au silit. Dați-vă și voi toate silințele. Dragii mei, nu mai trăim numai vreo 70-80 de ani, nu mai trebuie să ne dăm silințele vreo 900 de ani. Dar cât trăim, hai să tragem tare, amin? Amin. Sau la ce credeți că o să ne alegem dacă o să ducem o pocăință așa leneșă? La ce te ajută? La păcate. Pentru că cota parte de inimă ce n-o dai Domnului nu rămâne liberă, nu? Robul acela care n-a lucrat a fost numit viclean, nu numai leneș. Viclenia aia o dai altcuiva. Știți, se întâmplă uneori că la rugăciune suntem așa leneși și nu ne silim, deși doar mai știi noi să ne rugăm. Și repede, amin. Dar dacă vine cineva și ne apucăm la vorbă, o să vezi câte știm, sau nu-i drept. De ce? Nu ne silim.
În rugăciune este o luptă, scrie în Roman, capitolul 15. Să studiezi este o luptă. Să faci binele. Am amintit despre filipeni, ăștia s-au silit. Vă rog să vă gândiți, cum au dat ei peste puterile lor? Fără silință? Nu. No. Când te silești, te pregătești și faci ce poți. Dar n-a spus Domnul așa, Luca 12, vindeți ce aveți și dați milostenie. Vor spune unii frate, și noi am dat, dar noi n-avem de unde. Nu mai aveți nimic de vândut, nu? Dacă te silești, tot faci ceva și tai de undeva și tot găsești să dai. Dar dacă nu tratezi așa cu ușurință, să dai alții care au. S-ar putea tu de aia nici să nu ai, că nu te-ai silit să dai. Dumnezeu este credincios și pe cine îl vede că se silește, îl binecuvintează. Vede că te silești la rugăciune, îți dă Domnul har. Vede că ești pasionat, citești în Biblie, îți va da Domnul lumină în cuvânt. Vrei să dai dărnicie? Dumnezeu îți va umple. Grânarele tale vor geme, spune Scriptura în Proverbe, capitolul 3. Dar numai silindu-te. Bine spune proverbul, foamea vine mâncând și lenea, stând și uite așa, ne lăsăm. Post tot mai puțin, prezență la adunare mai redusă și în toate așa. Ei, strategia diavolului, numai câte puțin să taie, până când nu mai rămâne. Standarde înalte, silință și stăruință. Stăruiți în dragoste. Noi, penticostalii, suntem puțin vinovați că facem stăruință cam puțină și nu facem după tot ce trebuie. Biblia spune să stăruiești în dragoste, să stăruiești în rugăciune, să stăruiești în învățătură. Și a stărui, simplu, știm ce înseamnă. Aveți frați și surori care ați rupt legătura? Ia stăruiți în legătura frățească, să vedeți cum îi veți cuceri. Păi nu, frate, că nu mai vrea să ține legătura cu mine. Acum, dacă sunt păcate, rupem legătura, dar dacă nu... Știi cum trebuie să stăruiești în dragoste? Te duci la el și îl cauți și îl mai suni și îl cercetezi și îl ajuți. Stăruiești și unești cu credința fapta și toate celelalte până la dragostea de frați și iubirea de oameni. Doamne, ajută-ne! Așa e cam avea treabă. Pocăiții au multă treabă. Dar ceilalți au alte pasiuni sau sunt leneși. Vreau să vă arăt din Scriptură de ce, de fapt, nu ne silim și de ce nu avem standarde înalte. Cum se explică? Cred că sunt două explicații. Asta le-am primit eu. În primul rând, nu avem dragoste. Spune Scriptura despre dragoste, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 7, acoperă totul, crede totul, sunt astea în standarde înalte. Da. Nădăjduiește totul, suferă totul, e asta silință. Da. Dragoste. Spune 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, un cuvânt cunoscut, dragii mei. Și vă spuneam că prin ceea ce spun ne cercetăm, de fapt. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Și acum proba, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Știi de ce n-ai standarde înalte pentru Domnul? Încă ți este dragă lumea, dar nu vrei să o recunoști. Nu s-au pocăit unii cu adevărat din nefericire. Scrie în Fapte 8 că atunci când famenul a fost gata pentru botez, știți ce a zis către Filip? Ce mă împiedică? Și când avem de-a face la botez cu unii care negociază, frate, eu accept să mă botezați, dar eu la asta nu renunț. Dragostea pune astfel de condiții, nu le pune. Ești gata în dragoste să faci orice. Iată de ce scria Apostolul Pavel și v-am amintit din 2 Corinteni, capitolul 8. Recitesc versetul 8. Să pun la încercare curăția dragostei voastre. Dacă iubești un băiat, e gata să facă orice pentru ea și o fată pentru un băiat de asemenea, dar pentru Domnul de ce nu suntem în stare? O mamă pentru copii, ei își fixează standarde înalte, așa-i? Când vă sculați la copii după ce plâng o oră, nu? Nu, imediat, la primul scâncet.
Cât efort depui pentru un copil care îl iubești, pentru un soț care îl iubești? Ai măsură? Da, una care e mai înaltă. Dar dacă încă ne plac lucruri din lume, atunci nu-i de mirare că unii își permit să nu vină la adunare dacă este un film care le place. Da? Nu-i de mirare că unii au dragoste și asta e închinare la idol pentru lăcomie și nu renunță la un lucru, la munca lor pentru adunare sau pentru rugăciune, că nu iubesc. Da, da, atunci hai să o spunem pe față și măcar să știm cu cine votăm. A zis Dumnezeu în vremea lui Samuel, 1 Samuel capitolul 7, după ce trecuse 20 de ani. Dacă din toată inima vă întoarceți la Domnul, scoateți Dumnezeu străinii afară și slujiți numai Domnului. Ilie, la rândul lui, a zis, alegeți cui vreți să slujiți, lui Dumnezeu sau lui Baal. Dar acum se vrea o formă de sincretism. Și lui Dumnezeu și lui Mamona nu se poate. Îl iubiți pe Domnul cu adevărat, frați și surori? Orchestranților, voi îl iubiți pe Domnul? Da, dar atunci vă veți fixa standarde înalte, după dictate de dragoste. Atunci slujba va fi din toată inima. Spune mai departe aici în 1 Ioan capitolul 2, căci tot ce este în lume, lucruri care pot fi iubite, poftă firii pământești, ochiul, drășia vieții, nu-i de la Tatăl, ci din lume. A venit la noi în biserică un băiat, discutam cu cei de la fanfară pe rând, și a zis, băi, și tu ești unul din cei care mai merg la fotbal? Da, frate, dar ce rău e în asta? Că eu și cânt în adunare și ce rău facem? Cu ce să-l conving? El nu era născut din nou, nu era nici botezat. Și săptămâna asta vine la mărturisire. Frate, și spune asta și asta și am așteptat să văd de fotbal, zice ceva. Și vreau să renunț la fotbal. Vreau să mă apropiu cu toată inima de Domnul. Și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Dragii mei, să ne verificăm și dacă nu, să nu ne înșelăm. Pentru că n-are rost să vă spunem sunteți membri în adunare și să ne lăudăm, avem 500 de membri în adunare și pe când ajungem la rai, să ne trezim că sunt mult mai puțini. Trebuie să o spunem de acum. Și dumneavoastră să vă hotărâți, să alegeți, slujiți sau nu slujiți. Iubiți altceva? Treaba dumneavoastră. Toate acestea nu sunt de la Tatăl și din lume. Și acum observați urmările. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Cercetați-vă, dragii mei, vă citesc și Roman, capitolul 12, versetul 2. Pentru că uneori nu înțelegem să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin reaminții voastre să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună și, atenție, plăcută. Ce iubești îți place, ce îți place iubești. Dar dacă nu-ți place, nu vei veni cu drag la adunare. Și dacă îți vei fixa standarde, îi spune, băi, dacă nu mă mântuiește Dumnezeu, dar standardele nu se fixează pe din afară, nu-s bune dacă nu-s și pe dinăuntru, nu lipsesc de la adunare. Și când vii la adunare, ăsta iară predic, cu gândul acasă, nu mi-a făcut treaba, măi. Atunci du-te acasă, drag. Standardul trebuie să privească dragoste. Pasiunea ta pentru Domnul. Merită Domnul să fie iubit. Sau există altceva ce ar putea să ne încânte și să ne dea o satisfacție mai mare? S-ar putea. Numai că vezi că asta trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu și îi place de El, va trăi pentru vecii vecilor. Și ne vom bucura cu Domnul în eternitate, slăvit să-i fie numele. Haideți să ne cercetăm dacă îl iubim pe Domnul cu adevărat. Pavel merge până acolo și scrie în 1 Corinteni 16, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus să fie anatema. Dacă v-aș adresa versetul ăsta, ce ați zice, vă binecuvântez sau vă blastăm? Dar oricum asta e realitatea. Că dacă nu iubești pe Domnul, în final vei fi anatema, știți ce înseamnă, da? Despărțit. Ori îl iubești pe Domnul și vei fi, oricum vremea vei fi despărțit. Cum se întâmplă, de exemplu, într-o familie. Dacă doi ajung de nu se mai iubesc, nu dintr-o dată se despar, dar când iubirea scade de la o vreme, te poți aștepta și la un posibil divorț, la despărțire. Mai există și un alt motiv
Un alt suport fundamental pentru care nu avem standarde înalte și nu ne silim, nu doar că nu-i dragoste, că dragostea ne-ar motiva puternic. Hai, totuși, vă mai dau un exemplu la dragoste. 1 Cronici, capitolul 29. David a fost omul care l-a iubit pe Domnul și când a fost vorba să construiască o casă pentru Domnul, spune el la un moment dat, versetul 2, mi-am întrebuințat toate puterile. Silință maximă. Dar cum ești în stare de una ca alta? De una ca asta. Versetul 3. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau argintul și aurul care l-am afară de ce am pregătit. A dat în plus. În dragoste. E ca și cazul femeilor de la mormânt. Ele au văzut cum Domnul a fost băsămat de Iosif și Nicodim cu 100 de litri de smirnă și aloie. Mă vor să mă gândiți, nu cred că a avut Domnul mai mult de 100 de kilograme. 100 de litri de miresme. Și astea au fost puse doar cu 3 zile în urmă. Cu prima ocazie, după sabat, la prima oră, s-au dus din nou să lungă. La ce? Bun. Care o baltă de smirnă și aloie. La ce bun? În dragoste e bun. Dar cine n-are dragoste, va zice, da, atâta rugăciune. Cum a spus unul, că uneori gura păcătosului adevăr grește. S-a dus cu cineva să se roage. Au zis, bineînțeles, ne rugăm scurt, că doar nu-i stăruință. Dar el săracul, cât un tatăl nostru, a fost și gata. Că nu avea nicio pasiune pentru Domnul. Dar dacă iubești, dai peste puteri ca și filipenii, ca David. Când e vorba de adunare, a zis Psalmul 27:4, un lucru cel de la Domnul și-l doresc, auzi fierbinte, mă bucur când mi se zice, hai de la casa Domnului. Dar David, ce cu dragostea asta pe tine? Psalmul 16, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, mărit să fie Domnul. Lăsați pe Duhul Sfânt să vă inunde cu dragostea lui Dumnezeu ca să vă fixați alte standarde. Și dacă de cumva nu simțiți dragostea, fixați-mi o standarde, că vine dragostea. Dragostea stă în păzirea poruncilor, dragostea e poruncită după Biblie. Te vor inunda sentimente sfinte. În al doilea rând, un alt motiv. Frica de Domnul. Și asta e pe cale de dispariție. Dragostea se răcește și se pierde, sau e părăsită și frica de Domnul iară-i puțină. Când Dumnezeu s-a prezentat pe Sinai, a vrut ca poporul să aibă înaintea ochilor frică de Domnul. Și vreau să vă arăt ce standarde avea biserica din Ierusalim câtă vreme a avut frică de Domnul. Fapte, capitolul 5, spune Scriptura că după întâmplarea cu Anania și Safira, versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea. Versetul 13, niciunul nu cuteza să se lipească de ei, de frică. Fapte, capitolul 9. Această stare s-a extins și la bisericile din prejur, biserica se bucura, versetul 31, de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Trăim într-o vreme în care tot mai mult vrea să se pună accentul pe dragoste, înțeleasă greșit, libertate, frate, legea slobozenii, să nu ne ducă înapoi la robie, nu la robie, la sfințire și la slujire. Dacă nu-i frică de Domnul, ne permite să cântăm oricum. Știți pe ce se vede absența fricii de Domnul? Pe glume. E tare mult râs și fel și fel de glume. Astea arată că nu-i frică de Dumnezeu. Oamenii își permit. Nu se tem de Domnul. Spune Scriptura în Evrei, capitolul 12, să aducem o închinare cu evlavie și frică, fiindcă Dumnezeu nostru este un foc mistuitor. Am fost într-o biserică, scria după amvon, Dumnezeu este dragoste. Și a zis, măi, dați inscripția asta mai încolo și mai scrieți din coace, Dumnezeu este foc mistuitor. Și în altă biserică, undeva în Italia recet, spuneau, fraților, dar ne-am înțeles, Dumnezeu e dragoste. Băi, nu scrieți numai atât, că nu-i corect. Creșteți oamenii greșit. Dumnezeu este dragoste și trebuie să te aprinzi în dragoste pentru El. Dar Dumnezeu e și foc mistuitor și când îți slăbește dragostea, uite-te la versetul alt. Spune, băi, fii atent, că asta e foarte bine. Să ne temem de Domnul în toate zilele vieții noastre. Sau credeți că nu e așa? 1 Petru, capitolul 4, la judecată, cel neprihănit scapă cu greu.
S-a auzit bine. 2 Corinteni 5 cu 10, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaun de judecată a lui Hristos. Dar unii au impresia doar așa, că Domnul Iisus e un mire care așteaptă să ne ia în brațe. Noi trebuie să avem 2 imagini în minte, ca biserică. Una, întâlnirea cu mirele și 2, întâlnirea cu stăpânul. Și asta nu o spun din mintea mea, vă citesc din Evanghelie. Luca 12, de exemplu. Matei 24 arată acest fel. 35, mijlocul să vă fie încins, făclirile aprinse. Fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă îndată de la nuntă. Relația între nuntă și stăpân. Cine este ispravnic credincios pe care l-a pus stăpânul peste ceata slujilor și într-o zi dai socoteală? Matei 25. Fecioarele și nunta, mirile. Știți ce pildă urmează după aceea? Împărăția de la versetul... În 13 se termină cu fecioarele și continuă. De la versetul 14, atunci împărăția se va asemăna cu un om care și-a chemat slujitori. Așteptați-l pe Domnul ca mire și iubiți-l. Dar așteptați-l ca stăpân și fie-vă frică. Zice Iuda, de orice cămașă mânjită și Dumnezeu să ne ajute să fim sfinți. Amin? Și vreau să mă adaug un aspect, dragii mei. Cred că trebuie să avem și o sensibilitate față de cei slabi în biserică. Cunoașteți cele scrise în Corinteni, unde Pavel îndemna, de exemplu, 1 Corinteni 8, 1 Corinteni 10, citesc din 8 cu 10, dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință că șezi la masă într-un templu de idol, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce și lucruri jertfite idolor? Și astfel el care este slav va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta, el fratele tău pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și răniți cugetul slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. Uneori cădem în ispita de a compara pe Domnul numai cu săraci și cu bolnavi și spunem să mergem la el că o să ne răsplătească pentru asta. Da, e scris. Dar Domnul poate fi comparat cu toți cei slabi în credință. Și când nu-i avem pe aceștia în vedere, sunt unii care sunt mai sensibili că supărăcioși, altul e mai sensibil că ispitit, ca și cazul celor din Corint. De aceea le spuneam la tineri să-și închidă conturile, să nu umble îmbrăcați cum nu trebuie, să fie atenți că îi văd alții. Pentru că cu tare și o permisiare, eu de ce n-aș putea să am? Da, da, tu poate ți-ai deschis un asemenea cont, doar așa ca să ții legătura cu colegii de facultate. Dar el, când și-l deschide, că nici nu se poate tehnic vorbind pe Facebook altfel, decât să revină la vechea poziție, adică ce nu se șterge dacă din nou intri, și acolo sunt toți ceilalți prieteni care năvălesc din nou. Și iată că dacă n-ai fost atent, ai greșit. Apostolul Pavel vorbea în 1 Corinteni, capitolul 11, despre unii care veneau și mâncau, și altul era flămând lângă ei. Și zice, da, tu nu vrei să dai mâncare la Domnul Iisus? Și nu se poate lua cine, au spus, în condițiile astea. Ei, dragii mei, în ideea aceasta vă citesc din Roman 14 ca să vedeți că dragostea a reglat și problema aceasta. 1 Corinteni 14, de la versetul 13, să nu ne mai judecăm dar unii pe alții și mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Și dacă sunt lucruri pe care știi că nu-i păcat. Versetul 15, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Cât ar trebui să fim de atenți, Doamne, dă-ne o inimă sensibilă, un cuget atent. De exemplu, când e slabă dragostea, am auzit pe mulți spunând, frate, nu dă mâna cu mine. Spunea un frate slujitor că a parcat mașina și de pe partea cealaltă strigă un frate și vine până la el, dă mâna cu el, a crezut că vrea să-l întrebe ceva. A zis, te-am văzut și am vrut numai să dau mâna cu dumneata. Și ce am stat în loc și m-am uitat la el, ce diferență. Se vede că e în dragostea din tâi, dar nu știu de ce la unii a dispărut. Și altul se face că nu te vede și altul vine și te caută de pe celălalt trotuar. Frate, nu m-am vrut să dau mâna cu tine.
Aseară îmi spunea cineva, zice, frate, trece la un metru de mine și nu mă salut. Are nevoie, este mai slab. Vezi că e un copilaș care acum a început să umble, nu mă treci mai repede pe lângă el, că nu trebuie nici să-l atingi și s-a răsturnat, așa-i? Dar altul dacă e pe poziție și dacă îl împingi, se declibrează puțin și rămâne în picioare. Dacă e slab, e altfel problema. Doamne, ajută-ne să ne îngrijim de acești frați ai noștri, frați ai tăi, că și alții ne-au avut pe noi în vedere. Spune în continuare aici, versetul 18, cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Pentru ca nu cumva să fii pentru fratele tău, versetul 21, un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Să nu-i slăbim, ci să-i întărim. Vă citesc Evrei, capitolul 12. Să vedeți că este aceeași idee. Citesc de la versetul 12, întăriți-vă, e vorba de noi. Mâinile obosite, genunchii slăbănojiți. Dar de ce? Ca să putem merge noi? Nu! Să poată merge și alții cu noi sau după noi. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Mi-am amintit de o scenă în care un pocăit din ăsta m-a ușurat și o permis să spun așa o glumă nesărată. Și altul care venise de curând la pocăință, știți ce a făcut? O spus și el una, care n-o uitase. Și pe aia și-o dat seama, băi, ce-am făcut? Dar cine a fost de vină? Cel ce-a spus-o prima, nu? Că și celălalt a spus ce-o știu. Dar dacă primul spunea un psalm, cel de-al doilea ce zicea? Băi, eu nu știu ce un psalm, ca să învăț și eu unul. Deci tu îndreaptă-ți picioarele ca tu să mergi drept și celălalt să aibă ca model. Dar dacă te vede altă pe tine, acum au venit la pocăință și te vede pe tine că vorbești numai de filme, de haine de marcă și unde o să te duci, ce o să faci, ce o să-ți cumperi, o să spună, băi, am întâlnit așa, să-mi fac bine socoteala să văd dacă pot să vin la biserica asta, că mă țin cu banii de astea, că astea sunt tare în rând cu moda. Dar dacă va vedea că tu ai alte pasiuni, îl ajuți pe cel slab. Doamne, dă-ne pricepere! Și așa va crește standardul spiritual la biserici. Spune aici în Romani, capitolul 15, de la versetul 1, cuvintele Apostolului Pavel, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, fiecare să placă aproape lui său în ce este bine în vederea zidirii altora. Doamne, ridică zidurile Ierusalimului! Să crească standardele noastre și apoi să-i ajutăm și pe alții. Mă întorc la textul din Corinteni și am încheiat, ca să vedeți ceea ce v-am spus și facem o scurtă, scurtă recapitulare, să țineți minte. De ce este nevoie mai întâi de standarde spirituale înalte? Dar să trebuie să ți le impui. Și acum ascultați-mi versetul 10 din text. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta este de folos vouă, care de acum un an cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Cum vine asta? Cum fac unii fără să vrea? Și le spune, măi, voi faceți, dar trebuie să și voiți. Nu vi se pare că sună întâi înfăptuirea și apoi voința? Adică unii fac, fiindcă așa se cere la adunare. Ei postesc, așa s-au anunțat, dar ei nu vreau, dar ei fac. O, de ne-am angajat să și vrem. Și apoi să spuneți, eu nu mai fac fiindcă mi s-a spus, eu fac fiindcă vreau eu să fac. Și asta e ceva mult mai înalt. Că dacă nu suntem ca niște copii care le-a tata de mână, spune, hai cu mine. Dar săracul, mai mult îl duci de mână decât merg el din picioare. Pentru că el face, dar nu și-o propus încă să vrea. Dar când vrei, înseamnă că ai un standard înalt. Și asta e pentru Domnul, slăvit să-i fie numele. Și dacă vrei, te și silești. Nu vă grăbiți să spuneți, nu mai pot, nu e adevărat. Poate nu mai vrei. Și asta e altceva. Dar dacă ai dragoste, poți. Versetul 8. Vreau să pun la încercare, nu dragostea, curăția dragostei, că uneori ni se pare că iubim,
Păi eu îmi iubesc soția și doar de câte ori am declarat, nu? Numai că în momentele critice, să vezi dacă e în stare dragoste să acopere tot, să vezi cât e de curată, să vezi dacă nu când întorci pe partea cealaltă ce vorbesc scoate. Și atunci imediat să scuză, păi eu am iubit-o, dar ea, dar ce are iubirea ta cu ea? Dacă iubirea ta funcționează, nicio problemă. Curăția dragostei. În momente critice se vede dacă suntem cu adevărat sinceri sau numai am avut impresia că iubim pe Domnul și pe frați și așa mai departe. Doamne, ajută-ne! Și dacă nu-i dragoste destulă, Doamne, ca să ia în vedere și pe cei slabi, ajută-ne să înțelegem că Tu ești stăpânul nostru și să facem din frică de Tine. Poate n-ai mare dragoste să te duci să cercetezi pe unul că ți-a făcut probleme și știi că e sucit și nu mai știi cum să-l îndrepți. Dar dacă ai citație de la stăpân să te duci, ce zici? Nu te-ai duci. Frate, n-am ce face, m-a trimis Domnul. Da? Mie mi-a vorbit Domnul odată și m-a mustrat că nu mă duc să văd decât unul de altul. Să ne dea Domnul și o stare de teamă sfântă. Așa a construit Noe corabia. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.